Ducadam a inaugurat arena din Ghencea pe care vrea să joace și FCSB. Cine plătește să poată să joace, pentru că acel stadion trebuie întreținut. Cum am văzut și la Craiova, că au fost 2 ani de ciondrăneală și până la urmă joacă ambele echipe acolo. Fanii Stelei nici nu vor să audă de FCSB în Ghencea. Ce poate să facă fanii Stelei dacă va fi lăsat să joace? Nu să meargă la mesă, o să meargă și o să-i huiduie. Steaua va debuta în Liga 2 acasă cu Cixereda. Steliștii n-au drept de promovare. Petrolul Poli Iași și Ucluj Poli Timișoara sunt derbiurile prime etape din